Hei, salut! Astăzi vreau să vorbim puțin despre un lucru pe care l-am auzit în ultima vreme foarte des Nu mai pot să creez content nou, nu mai pot cu atâta conținut nou, trebuie să creez de fiecare dată conținut nou uh, Sau uh, am primit și întrebări de genul, bă, Robi, tu cum reușești să creezi așa de mult conținut pe toate platformele alea și așa mai departe și nu este un secret. Uh, cred că cei mai mulți oameni uh, de content care uh, fie creează pe, din pasiune, fie creează pentru că ăsta e business lor, fie că ăsta e job-ul lor uh, și au găsit acel mic, să spunem așa, acel mic sparkle care îi ajută să creeze conținut și să nu rămână în pană de idei. Uh, ba mai mult, Cred că cel mai important e să nu creăm conținut nou de fiecare dată, să nu ne chinuim să creăm conținut nou, ci să ne concentrăm pe un anumit tip de conținut și după care după aia să putem să-l distribuim în mai multe feluri. De aceea cred că succesul într-un conținut nu stă în bă, cât e de calitativ, cantitate și așa mai departe, ci în distribuția conținutului. Și astăzi vreau să vorbesc puțin despre caruseluri pe care l am publicat uh, și care spune chiar așa. Nu mai crea conținut nou. De ce? În primul rând, pentru că timpul nostru este limitat, pentru că resursele noastre sunt limitate, pentru că creativitatea noastră și, și, modul acela în care ne chinuim să creăm conținut, bă, mai are nevoie și de o pauză. Că, sincer, cred că am obosit cu toții tot să creăm atâta content. Așa că, uite-te la Sezonul tău din viață, poate că timpul tău este limitat, bă, nu am așa de mult timp să mă pun să creez conținut. Poate că resursele mele sunt limitate, și când mă refer la resurse, mă refer la uh, resurse financiare, mă refer la resurse ca și sănătate, mă refer la resurse ca și modul de lucru. Uh, și așa mai departe. Și din nou, creativitatea noastră mai are nevoie și de acea pauză în care să ne oprim puțin, să ne, să ne reîncărcăm ca să putem să venim cu o perspectivă nouă, cu idei noi și așa mai departe. Și tot ce putem să facem deja e să ne folosim de ceea ce am publicat. Asta pentru că și ideea e în felul următor. Reușim să creăm un conținut nou, reușim să lucrăm la un conținut nou, uh, și după aia îl publicăm. Hei, l-am luat, l-am publicat și gata. Dar cum ar fi să schimbăm perspectiva și să nu ne mai chinim să creăm un conținut nou de fiecare dată, ci să creăm un conținut foarte bun, unul. Extraordinar, așa cum am spus aici, mega, un o bucată de conținut mega faină și apoi să putem să o redistribuim în mai multe formate. Și avem de exemplu să reutilizăm, adică un format diferit pe platforme diferite um, și o să vă arăt câteva exemple sau să republicăm conținutul din când în când. Imaginează-ți că ai scris un articol, ai lucrat o săptămână la articolul ăla și l-ai publicat, hei și gata și este live. Uh, și e vineri publicat. Și vine weekendul și luni te chinui iar să scriu un alt conținut și să-l republici pe acela. Cine a zis că nu poți să publici și să dai pe Facebook sau pe Instagram sau whatever unde vrei să pui un articol de 2-3 ori într-o perioadă de o dată la 3 săptămâni, două săptămâni, o dată pe lună? De ce nu? Pentru că algoritmul de astăzi, în special în social media, nu mai merge pe oamenii care te urmăresc, te vor vedea ci merge și pe bază de interes. Și dacă tu creezi interes într-o anumită perspectivă, într-o anumită nișă, într-o anumită industrie, ceea ce vei crea va trimite acele semnale, da, în ghilimele, acele semnale către the almighty algoritm care să spună, hei, ăsta este de interes pentru zona aceasta, hai să trimitem. Uite, Robi creează conținut pentru oamenii de marketing, pentru oamenii de content marketing, pentru oamenii de social media, așa că le voi arăta conținutul acela pentru că tot mai mult din această zonă uh, se conectează cu conținutul lui. și, hei, poate ai interesa și pe alții. Sau, ceea ce am mai poți să faci este să remixezi, adică să schimbi modul de cum distribui conținutul pe diferite platforme și mai avem și să reinventezi, să iei acea bucată faină de conținut și să o prezint într-un alt fel. De exemplu să ai un uh, video podcast care poate să devină un audio, care poate să uh, devină un, uh, habar un articol de blog, un newsletter, un carusel și așa mai departe. Și cred că de foarte multe ori ne oprim la butonul de publish. Am luat, l-am publicat, l-am distribuit, next. Um, haideți să vă arăt un exemplu foarte fan. Eu îl urmăresc pe Sahil Bloom. Sahil Bloom este unul dintre uh, oamenii care au devenit cunoscuți prin, uh, prin Twitter. Și uh, a început să scrie Twitter, Twitter trei din astea foarte lungi cu tot felul de idei, lucruri care să te ajute să devii mai productiv, mai eficient, mai bun, mai whatever. Și uh, a început să crească, în special în perioada de pandemie, a început să crească, lumea să citească și uh, a reușit să strângă o peste 125.000 de oameni uh, în baza lui de newsletter. Și uh, Sahila a scris un articol uh, în 16 noiembrie. Cum ne petrecem timpul? pe baza unui studiu pe care l-a găsit el și a vorbit despre cum ne petrecem timpul cu familia, cu prietenii, cu partenerii, cu n-am, cu copiii noștri, la, cu colegii de la locul de muncă și chiar și cât timp petrecem singuri. Și a trimis în primul rând articolul respectiv. După aia, a luat informații despre de pe acest articol și l-a publicat pe Twitter, ca un tweet thread. Și a scris, a, a scris acest tweet thread și a primit peste 4500 de retweeturi, 383 de quote tweets, 18000 de like-uri și așa mai departe. Adică efectiv omul a reușit să strângă o grămadă de engagement și a pus uh, un research cu al lui Huberman, după așa, și-a pus poze cu copilul lui și efectiv tot engagementul respectiv. Adică a luat din acel newsletter și l-a pregătit pentru Twitter. După aia a luat contentul de pe Twitter și l-a pus la el pe Instagram frumos ca un carusel care a strâns aproape 10.000 de like-uri uh, și da, l-a formatat specific, pentru, formatat specific pentru Instagram. Și după aia normal, că nu o să se oprească aici, s-a dus și pe LinkedIn și a zis, bă, hai să iau acest carusel, să-l public și aici. Și a primit 6.30 de like-uri, 66 de comentarii, 37 de postări. E, efectiv, efectiv, omul a luat, de fapt, un newsletter și l-a redistribuit în mai multe formate. Imaginează-ți cum ar fi fost dacă ar fi scris acest articol și după ce l-a publicat, bă ok, trebuie să pun pe, pe, pe Twitter altceva și trebuie pe, pe Instagram să pun altceva și trebuie pe LinkedIn să pun altceva. Nu, omul tot ceea ce a făcut a luat conținutul respectiv, l-a refăcut, l-a redistribuit și a început să uh, se conecteze cu alții pe celelalte platforme, pe Twitter, pe Instagram, pe LinkedIn și au zis da ok. Stai pe gratis dacă vrei să ținte -ți direct în mail, să nu mai depinzi de algoritmii, uh, algoritmii social media, îmi dai newsletter-ul tău, îmi dai, îmi dai uh, e mail tău ză, și îți voi trimite direct în, în inbox și vei fi printre primii care va afla următoarea informație pe care o fac. Bun. De ce oamenii l-ar urmări și pe Instagram, și pe Twitter, și pe LinkedIn, și pe uh, newsletter? Nu-i musai. Poate că ești genul de om care urmărește doar pe newsletter și nu te interesează social media și atunci îl urmărești acolo. Sau poate ești genul de om care, hei, eu sunt cool, ok cu Instagram, nu mă interesează newsletter, nu citesc, nu îmi deschid inbox-urile, nu mă interesează. Sau ești doar pe LinkedIn, nici măcar nu ai Instagram. Și atunci el a, a zis, de ce să nu ofer conținutul acesta și oamenilor care mă pot urmări și pe celelalte platforme, fără să mă chinui prea mult și să fiu destul de eficient. De aceea cred că... Ca și concluzie, îi da, creează conținut, dar ia acea bucată de conținut și redistribuie-l pe fiecare platformă în format diferit ca să poți să te conectezi cu comunitatea ta și să poți să atragi o comunitate care, care împart același interes cu tine. Așa că uh, nu crea conținut nou, ci, ba din contră, fi deștept și republică acest conținut uh, pe care l-ai creat deja în diferite uh, platforme, în diferite feluri pe care le-ai găsit efectiv pe Instagram. Instagram. Asta a fost video. De azi uh, am zis că încercăm un format nou. Dacă ți-a plăcut, lasă-mi un like, un subscribe, toate măgările ale care se fac acum pe, uh, pe social media, normal, că asta se face. Și mi-ar plăcea să știu și feedback-ul tău. Tu ce părere ai despre această strategie. Mersi frumos!